Bună seara, bun găsit, sunt Grația Moldovan. Actual regional începe acum. Astăzi un subiect foarte frumos și vă invit să rămâneți alături de noi. Vorbim despre Chirița în carantină, un spectacol al Teatrului Național din Cluj. Așadar, un spectacol care poate se potrivește mai bine ca oricând în această perioadă pe care o petrecem cu toții de pandemie. Protagonistele sunt în această seară cu noi și le mulțumesc. Este vorba de Ada Milea, regizor și creatoarea spectacolului, și Anca Hanu, actriță. Bună seara! Vă salut, mulțumesc pentru prezență. Un spectacol care a fost premiat, felicitări la Uniter, un spectacol care face furori și care impresionează, cred, foarte multă lume. Care este povestea spectacolului? Spectacolul de acum e o continuare a acelei chirițe. E o chiriță de la 1800 care pare scrisă astăzi, dar am intervenit noi asupra ei și am... îmi cer scuze, mutilat-o, și am încercat să o facem să cânte și Anca o cântă. Și o cântă bine, nu? Nu se aude bine. Zic, poate o cântă bine, nu? Și o demonstrație va fi și în această seară pentru telespectatorii TVR Cluj, pentru că vrem să vă susținem cu acest spectacol în această perioadă în care avem nevoie ca o gură de oxigen, de cultură, de spectacole și, până la urmă, de zâmbet. Pentru că înainte să începem emisiunea, erați foarte deschise, zâmbeați, râdeați și mi-ați transmis și mie o dispoziție foarte bună. Tocmai vă rog de acum înainte să transmitem și telespectatorilor, așadar, poate un moment artistic va fi în direct. Până atunci, cât de bine cântă Anca Hanu, actriță în acest spectacol, și ce cântă? Zi tu, Anca! Păi cânt noua poveste a Chiriței, spusă de data asta în izolare, și asta fac, cânt. Da, nu e doar cântat, e o ironie fină pe dedesubt, nu e doar un personaj caricatural care cântă despre lucruri, vrem să credem că atinge și niște straturi mai sensibile. Adânci, da, și dacă ne-a ieșit asta și... sperăm că ne-a ieșit, atunci probabil că vă veți bucura și se vor bucura și oamenii să cadă în poveste, ca să zic așa. Păi deja vor cădea în poveste, pentru că acum vom vedea un clip muzical care cu siguranță ne va prinde pe toți în emoția aceasta a spectacolului și cu atât mai multă lume va fi prezentă și se va viziona acest spectacol. Așadar, să vedem un clip muzical care este prezent în acest spectacol și care cu siguranță vă va plăcea. Doamnă, mă mai țineți minte? Noi ne-am iubit fierbinte cândva. Oare tu mi-ai dat o floare frumos mirositoare? Ba nu, o acadea. Păstrați distanța. În fine, hai să te văd mai bine. Uită-te la mine, parcă te cunosc puțin. Doamnă, m-ați gignit profund. Mai bine mă ascund, poate nu corespund. Păstrați distanța. Nu te supăra pe mine. Am avut o viață zbușumată. E adevărat că nu mai am încredere în bărbați cum am avut odată. Unde zici că ne-am întâlnit? Unde zici că ne-am iubit? La Debrețin am băut 10 pahare cu vin. Mi-ați adresat un suspin. M-ați chemat și n-am putut să nu vin. Păstrați distanța. Ce se întâmplă acolo? Și să s-a întâmplit, dragă. Uite, domnul programator mi-a arătat niște rețete de pui la cuptor. Și cu tot baști un sabă, de parcă n-ai nici o remușcare, că m-ai făcut să stau singură în izolare.
Să lăsăm trecutul să treacă, să ne ocupăm de prezent. Văd că lucrezi la firmă, deși ești inteligent. Nu-mi faci rost de o scutire, să pot să ies din clădire. Doamnă, regret, dar nu se poate. Nu am acces la date, deși mi-aș fi dorit. Și tot pândiți acolo și n-aveți altă treabă. Nici nu mă pot concentra, dar și domnul ăsta mă întreabă. După și că mă țineți închis. Și vine, mi l-ați adus și pe tete-te ăsta, să stai cu ochii pe mine. Vrem și noi rețetele, să le împărțim cu fetele, să vedem efectele imediat. Vrem și noi să gătim frumos, să iasă puiul gustos și să fie delicios și delicat. Suntem condamnați să stăm îndepărtați, dar spune-mi, te rog, cum te cheamă, dacă am fost apropiați. Nu pot să cred că ați uitat tot ce s-a întâmplat la Debrețin, când am băut 10 pahare cu vin, când mi-ați adresat un suspin, când m-ați chemat și n-am putut să nu vin. Doamnă, ne-am făcut jurăminte. Nu pot să cred că nu mai țineți minte. Mă gândesc la dumneavoastră secundă de secundă. Unde poate atâta grație să se ascundă? V-am urmărit la Viena, v-am urmărit la Paris, v-am urmărit în realitate, v-am urmărit și în vis. Nu pot să cred că ați uitat ce mi-ați promis. Eu pentru dumneavoastră aș face orice compromis. Vreși noi rețetele, să le împărțăm cu fetele, să vedem efectele imediat. Vrem și noi să gătim frumos, să iasă puiul gustos și să fie delicios. Păstrăm distanța care se cere de autorități, dar nu față de acest spectacol, care este plin de umor, după cum am văzut, cu muzică de calitate, versuri pe măsură. Așadar, această chiriță care este în carantină este o prelungire a chiriței în concert. Ce ați păstrat din spectacolul acela și ați adus în acest spectacol, dacă ați făcut schimbări majore? Da, cred că nu auzim pe Ada. Poate ne aude Anca. Anca, răspunzi tu până facem legătura cu Ada. Da, da, Ada, să știi că nu te auzim. Păi... Poate este închis microfonul, Ada, să verifici, te rog. Anca... Mi-am pus căștile și de aia, cred. Da, gata, okay. E în regulă. Spune-ne, te rog, Ada, că ești regizoarea acestui spectacol. Deci, ce aduce acest spectacol față de chirița care se discuta că era în concert, nu? Și acum e în carantină. Da, și acum e în concert, chiar dacă e în carantină. Am păstrat distribuția, am păstrat o parte din decorul Alexandre Constantin și l-a adaptat scenografa Jofi și izolând familia, izolând-o pe chirița la domiciliu. Da, deci voi respectați ce spun autoritățile. Apropo de respectarea acestei distanțări de care se tot vorbește, cât de greu e pentru voi să nu aveți spectatori, să faceți spectacole în online? Câtă lume vă privește așa? Ce spun cei care vă iubesc și iubesc ceea ce faceți voi? Anca. N-aș ști să spun niște cifre, dar știu că oamenilor le e foarte dor să vină la teatru și bineînțeles că și nouă ne e dor și abia așteptăm să ne întoarcem în condiții normale. Probabil că se va întâmpla treptat treaba asta. Probabil că unul dintre motivele pentru care s-a întâmplat a fost poate să ne dăm seama cât de important este ceea ce facem și cât de mult are legătură cu oamenii. Bun, adică putem să prețuim altfel lucrurile. Cât de greu e până la urmă să pui un spectacol ca acesta
să spunem așa, în funcțiune, în contextul în care tu nu ai spectatorul care acolo îți transmite foarte mult. Ce am văzut noi adineauri, era cu spectatori acel spectacol sau fără? Pentru că voi v-ați manifestat foarte relaxat, ca și cum ați fi avut spectatorii care, sigur, vă dau un imbold. Operatorii au fost spectatorii. Și au fost și foarte buni. Da, cred că, scuze, cred că oricum la o repetiție generală și la o premieră, fie ea și online, normal că scoatem și încercăm să dăm cât de bine știm noi că putem. Acum că va fi și public la un moment dat, sigur că e foarte important și ce vom primi din partea lui, dar n-am făcut, cred, sper, compromisuri la felul în care... La calitate. Da, adică noi cumva vreau să cred că suntem profesioniști și că dincolo de această problemă, care sigur este una mare, faptul că nu avem public, am încercat să ne ridicăm la un nivel destul de bun de performanță. A, da, ești o artistă nonconformistă, te cunoaște lumea de foarte mult timp, te apreciază toți românii, nu vorbim doar de cei din Cluj. Ce înseamnă pentru tine acest spectacol? Cum te-ai implicat tu ca și om care ai creat până la urmă spectacolul? Emoția ta vis-a-vis și de felul în care îți desfășori tu activitatea ca un om care presar ironie, umor fin și foarte mult zâmbet aduci pe fețele publicului tău. Mie îmi place foarte tare să lucrez la Cluj, pentru că deja ne cunoaștem destul de bine și ne putem juca din prima. Pentru că cunoaștem regulile jocului și inventăm pe cât putem de multe lucruri noi. Acum Radu Dogaru s-a jucat la un looper și a făcut partea electronică a pieselor muzicale. Cu Anca lucrez de mult și facem împreună și texte și melodii. Eu vin cu niște schițe și le prelucrăm împreună și uneori nu mai rămâne nimic din schițele inițiale. Și e o bucurie să lucrez la Cluj. Asta înseamnă focul artistului din tine care mistuie tot și ești și perfecționistă, probabil. Nimic nu este bun, dar de fapt publicul tău apreciază orice ce faci și lumea te cunoaște de foarte mult timp, nu e nevoie de niciun fel de prezentare. Practic și timbrul Ancăi aduce foarte mult cu timbrul tău. Ce am sesizat eu în această ambianță muzicală, prima pe care o vedem în această seară, pentru oarecum prezentăm puțin din spectacol telespectatorul, devoalăm ce se întâmplă în acest spectacol, am văzut niște roboței acolo pe scenă, ce reprezintă ei, cum i-ați integrat în această poveste a Chiriței, pe care o regăsim într-un fel sau altul astăzi în societatea românească. Da, a fost ideea lui Cosmin Stănilă. L-am rugat să se gândească la un personaj care să nu fie neapărat soldatul lui Milo și am avut mici rețineri în legătură cu personajele lui Milo, că dacă rămâneau medici asistente ar fi trebuit să fie mascați. Și Cosmin a zis, da, de ce să nu fie androizi? Și n-am mai putut juca el în spectacol să fie androidul pe care îl juca. Din cauza COVID? Da. Da. Și am adaptat, deci, la androizi ceea ce era cu medici, asistente și soldați la Milo. Am carantinat-o profesionist cu experți roboți și experți oameni, o firmă de carantinare la domiciliu, care a separat-o pe Chirița de familia ei și, printre altele, oferea și programe. Și acum Chirița este sănătoasă, bine mersi. Da. Probabil că da. Anca, în pandemie cât de greu este să lucrezi un asemenea spectacol? Sau hai să vedem și avantajele și dezavantajele, până la urmă, acestei pandemii. Poate un timp mai mult pentru și un efort mai mare depus pentru a duce până la capăt acest proiect. În afară de faptul că nu aveți, să spunem, publicul în față, poate ați grăbit oarecum acțiunea de terminare a acestui spectacol. Poate fi acest lucru luat în considerație? De grăbit, nu știu dacă am grăbit-o, dar
Știu sigur că ce a fost diferit a fost faptul că dacă în general repetam la un proiect nou, mai aveam pe lângă poate spectacolele pe care le jucăm săptămânal, să zicem, nu? La teatru. Câteodată două, câteodată trei, câteodată patru într-o săptămână sau, nu știu, o medie pe lună, să zicem, ar fi de 10 spectacole, deci de ele nu ne-am mai ocupat acum, sau de repetițiile la spectacolele care se joacă în general. Deci, marea diferență a fost că am acordat timp doar acestui proiect, ceea ce se întâmplă foarte rar, să poți să fii implicat o lună de zile într-un singur proiect. Deci și lucru să nu joci bun. Altceva. Am putea spune că pandemia are și ceva bun, sau măcar să găsim ceva bun în această pandemie. Transmitem acest mesaj celor de acasă, pentru că a fi mereu posomorâți, pesimiști, nu e un lucru bun. Iar voi veniți cu arta, cultura, deci nu avem voie să transmitem altceva decât bucurie. Spectacolul arăta bucurie. Da, dacă vrem să învățăm și că s-au întâmplat lucruri bune, atunci da, dacă nu... E o alegere. Ce tu și-ați adus acestui spectacol, fiecare dintre voi? Bănuiesc că fiecare a venit cu personalitatea sa în acest spectacol și și-a pus amprenta într-o oarecare măsură. Amprenta personală, venită din viața voastră intimă, trăită în societate, în familie, în relația cu ceilalți. Ați adus o asemenea amprentă care să dea greutate, să personalizeze acest spectacol și să transmită mai bine către public o anume emoție? Eu sper că toate personajele pe care le propun actorilor se agață cumva de fiecare într-un fel destul de intim și chiar dacă ei joacă lucruri complet, complet diferite și merg în complet, complet altă zonă, cumva sunt făcute special pentru ei, aceste personaje. Anca? Nu știu ce să răspund. Care sper că nu semeni cu Chirița. Da, chiar cine e Chirița, apropo de asta? Cine e Chirița astăzi? Cum ar arăta Chirița astăzi în România? Personajul deja celebru. Da, păi Chirița poate să fie și bărbat și femeie, adică tiparul nu ține cont neapărat de un... Îl găsim în politică? Găsim în, nu știu, în societatea noastră? Cred că noastră. Îl găsim foarte mult în politică. Da? Nu aș vrea să dăm nume, că poate am supărat pe cineva, așa, nu, dar ne abținem, dar pare... dacă spuneți că există, vă cred pe cuvânt. Ar fi așa de facil să începem să dăm nume. Mi se pare că e absolut întâmplătoare asemănarea. Ada nu cred că și-a făcut un scop din posibilitatea unei asemănări, ca să zic așa. Și aș zice că dincolo de orice asemănare, de fapt, caracteristicile personajului și fondul există în foarte mulți oameni. Poate că și în mine, de fapt, și nu-mi dau seama. Și cu ocazia asta poate ar trebui să-mi dau seama. Nu să rămân la fel. Fii sincer, la cine te-ai gândit când ai creat-o pe Chirița în spectacolul acesta? Cred că ne poți dezvălui. Te-ai gândit la cineva anume? Au fost mai multe persoane, poate chiar și din viața mea și poate chiar și din familia mea la care m-am gândit și știu că la un moment dat îi spuneam Adei, uite, fix așa făcea, și nu o să spun cine din familia mea, fix așa făcea cu tare persoană din familia mea și uite, fix așa făcea cu mâna, fix așa făcea cu ochii sau din ochi sau da, deci am avut o sursă de inspirație, am avut. Deci în Chirița, la Chirița, în concert, ați avut acolo un personaj politic pe care l-ați jucat sau ați transmis oarecum că poate fi jucat acel personaj și poate fi reprezentat în scena voastră. Mie mi se pare că a fost cumva un fel de coincidență care s-a arătat spre final. Nu a început așa spectacolul cu un scop de a ilustra un personaj. Dar spectatorul existent. Probabil a intuit despre cine e vorba. Cred că da. Nu a fost foarte greu. Bun, v-aș întreba acum, aceste ambianțe muzicale, în ce proporție ele contează în a transmite mesajul, dincolo de faptul că aveți și monologuri, nu aveți și dialoguri acolo, nu? Este doar? Nu. Este doar muzical. E un concert. E un concert muzical, am înțeles.
cu atât mai mult atunci el contribuie și ajută la acest mesaj către public. Cum vedeți voi în alte țări partea aceasta culturală, oarecum, care suferă din acest punct de vedere, nefiind spectacole, neputând lumea să meargă în teatre, nefiind concerte, mai ales că Ada este un artist care a cântat foarte mult live și cântă live. Cum vedeți voi situația în afară, cum o vedeți în România? Acum, am văzut și foarte mulți oameni bucuroși că pot vedea online spectacole la care nu și-ar fi permis să meargă. Și am văzut că destul de multe instituții și-au pus, au pus versiunile filmate ale unor spectacole și mai văd anunțuri pe Facebook, se joacă și aia, se joacă și aia online. Deci există și lucruri bune. Spectatorii ar putea să fie mai mulți în online, oarecum, nu? Ar putea să fie vizionată această piesă mult număr mai mare, mai ales că lumea stă acasă, nu prea are posibilitatea să iasă cu aceste restricții și atunci lumea să vă vadă foarte mult și nu doar cei din Cluj, ci din toată țara, nu? Da, teatrul online e destul de... Searbăt, e greoi, da, într-adevăr, e lipsit de emoția aceasta și întâlnirea cu voi, care sunteți foarte exuberante. V-aș întreba, acum că nu mai avem foarte mult și mai avem și încă un clip muzical, îl vom vedea pe finalul acestei emisiuni, iar cei de acasă sigur vor fi încântați. Cum vă pot ei vedea dacă vor să vadă acest spectacol? Efectiv, cum trebuie să procedeze? Unde intră? Unde vă caută? Un pic de publicitate vreau să vă faceți. Sunteți foarte modeste acum. Și nu e cazul. Vă rog. Teatru a făcut eventuri unde anunță care e link-ul de logare la spectacol sau unde se pot cumpăra bilete și sunt anunțuri și pe Facebook și cred că și pe pagina teatrului, care e www.teatrunaționalcluj.ro, pentru cei care poate încă n-au cumpărat. Perfect, asta doream, pentru că acum lumea știe exact unde să intre și să vă caute Chirița în carantină. Este și un mesaj pentru cei care oarecum nu cred în aceste măsuri de distanțare, care nu doresc să se vaccineze, poate să conțină acest intrinsec, acest spectacol muzical și un astfel de mesaj, pentru că vorbim de Chirița în carantină, nu? Mie îmi place misterul. Eu am preferat să las fiecare să fie liber să decidă pentru el și prezentăm, de exemplu, pe mafiotul Guliță, care are acces la Piața Neagră de vaccine și discutăm despre problemele astea, dar nu împingem lumea în nicio direcție. Chirița a fost în concert, este în carantină. Pe viitor, unde o găsim pe Chirița? Pentru că ea nu moare niciodată, este mereu prezentă, cum am spus, în zona politică, în zona socială, în zona oricare vrem noi, nu doar poate în România, ci și în lume în general. Chirița noastră autentică nu dispare niciodată. Pe viitor, unde o vedeți Anca, unde o vezi Ada? Păi eu nu o vedeam nici în carantină, dar uite că... A ajuns, fără să vrea. A ajuns, da. Eu am peste tot. Da, e peste tot. Da, spiritul chirițic, care ne bântuie, spiritul chirițic contemporan. Adică dacă a trăit ea până acum, cred că o să mai trăiască și... O să mai trăiască încă pe atât, că... Da. Deci nu se îmbolnăvește Chirița noastră, nu dispare, Doamne ferește. Nu se vindecă. Nu se vindecă de COVID, da. Trebuie să și glumim, deși e o situație destul de complicată în țara noastră și nu numai, mai trebuie să facem și haz de necaz. Așa suntem noi românii, iar prin spectacolele voastre asta ne transmiteți de fiecare dată. Mai avem o ambianță muzicală. Nu înainte ca mesajele Adei și Ancăi către dumneavoastră, doamnelor și domnilor, telespectatorii noștri, să fie acum prezentate. Dacă voi aveți în față un public, care este unul imaginar acum, care ar fi mesajul vostru în această perioadă, cu acest concert și cu planurile voastre de viitor?
Păi cred că să ajungem cât mai repede în săli, eu cred că trebuie să ne vaccinăm cât mai mulți. Nu te întreb cu ce să ne vaccinăm. Astra e foarte bună. Da. Chirița s-a vaccinat, se vaccinează? AstraZeneca, Chirița Moderna, Pfizer? Da, eu da. Johnson & Johnson, nu știm. Și eu tot cu Astra am fost vaccinată. Se pare că încă e bine. Îmi doresc același lucru, să ne întâlnim cât de des, între ghilimele, cu oamenii și să, nu știu, să ne bucurăm de... Să ne bucurăm de spectacole în continuare cu mențiunea că, nu știu, poate ar fi bine să ne uităm ce am putea să adăugăm. Nu doar pe laptop, ci să ne uităm într-o sală, să fim într-o sală. Dar așa pe, sală, da. Pe scurt, așa o, nu știu, un vers, ceva reprezentativ din piesă care ar putea încheia emisiunea noastră, ar fi cea mai bună concluzie, nu știu. Păstrați distanța. Da. Corect, așa. Este, îndemnul este foarte bun. Ada ni l-a dat. Ada Milea, regizor, creatoarea spectacolului, Chirița în carantină și Anca Hanu, actriță. Păstrați distanța în aceste măsuri pe care trebuie să le respectăm, distanțare socială, dar nu păstrați distanța față de cultură și față de acest spectacol care înseamnă foarte mult atât pentru cele două protagoniste, cât și pentru noi cei care dorim să vedem cultură. O ultimă ambianță muzicală din acest spectacol. Mulțumesc pentru atenție, cu bine! Baterie descărcată. Caut surse de alimentare. Iniție secvența. Eram cuculiță la Paris, într-o cafine. Mâncam o bucată din prânz și bem o cafea. Guliță s-a întâlnit acolo cu un mafion. Eu aveam valiza cu bani la mine, că o car pisti tot. Și eram suspectă. Eram suspectă. Mafiotul ăla să nume. Nu vreau să știu. Bine, nu dau nume. El o vor ghidi sprit. Nu vreau să știu. O afaceri cu legume. Da legume, linoți, legume. Nu vreau să știu. Uite o insectă. Eu avem valiza cu bani la mine. Și eram suspectă. Eu eram suspectă. Mamă, mamă, îmi spune cum o să rin. M-a prins poliția că fugem cu valiza. Eram suspectă. M-a crezut că am bombi la mine și că fac parte dintr-o sectă. Mi-a șerjetat pașaportul, mi-a șerjetat și viza. O trimis niște specialiști să-mi dezamorțeze valiza. Că eram suspectă. Eram suspectă. Când o văzut că-n valiză sunt numai bani, mi-o dat drumul să plec liniștită. Mimi s-a făcut drag din poliții și-am vrut să-i dau o mită mică. Dar polițiștii s-o sunt jigniți că am vrut să-i plătesc. Și erau gata să mă arestezi că îi mituiesc. Și iar eram suspectă. Mă spune cum o plinit mafioții să te salvezi. Și ce diversiune superbă au reușit. Doamnă, credeți că domnul Guliță o să vină aici? Da. Și credeți că o să aducă și colegi de la servici? Da. Și credeți că o să existe momente tensionate? Da. Între Guliță și mine, familie și aparate? Da. Doamnă, eu vă iubesc și dumneavoastră aveți valiza. Respectați distanța. Haideți să fugim în lume până trece criza. Du-te după apă. Mă duc după apă. După apă m-am dus. Iar suspectă. Iar suspectă.
capului de apă.